UTA a încheiat cu un semi-eșec meciurile disputate în acest sezon pe stadionul Francis Neumann din Arad. Echipa pregătită de Adrian Falub a obținut doar un egal, scor 0-0, din meciul cu FC Maramureș-Baia Mare și se află la cel de-al patrulea joc fără victorie în confruntările directe. Fără să pună probleme în atac, oaspeții au reușit să-i țină pe arădeni în șah tot jocul. Îmi pare rău că n-am reușit să câștigăm la ultima întâlnire cu suporterii, ultimul nostru meci acasă. Cred că am dominat meciul, ne-am creat și situații în care puteam câștiga, dar din păcate am reușit să desfacem o echipă care din multe momente s-a apărat cu 10 oameni sub linia mingii. Cred că aveam jucători care puteau să facă diferență în meciul ăsta, care să înscrie din ocaziile care le-au avut, pentru că sunt jucători care au o valoare. Acum vedem ce ați văzut și dumneavoastră, n-am reușit să câștigăm, asta e, se termină campionatul. Vom vedea ce va fi în continuare. Mă așteptam să-i călcăm în picioare, pentru că dacă aveau orgoliu, erau jucători, noi, dacă aveam orgoliu, noi ca echipă, trebuia să jucăm, să demonstrăm că echipa asta va vorbi prea mult. Din păcate, nu cred că ne-am dorit atât de mult pe cât am crezut eu că putem să ne dorim. Asta e, până la urmă, poate că asta ne-i valoarea, poate că atâta putem, atâta vrem și cu asta să terminăm un campionat în care, așa cum l-am început, așa îl și sfârșim. Adică în condiții grele l-am început, în condiții grele îl sfârșim. Rezultatul a inflamat pe patronul Adrian Marțian, care este decis să renunțe la toți jucătorii din lot, fiind însă contrazis de antrenorul principal. Eu cred că noi am făcut strategia în continuare, ce facem în continuare. Și cât voi fi eu la o echipă asta, vom lua hotărâri împreună. UTA și-a spulberat șansele să încheie campionatul pe locul 3 și riscă să piardă chiar locul 4 în favoarea celor de la FC Bihor, care se află la 5 puncte distanță. Rămâne un meci de disputat la Oradea. Vedem, mergem acolo, vedem. Deocamdată să ne liniștim după meciul ăsta și să mergem să jucăm meciul de la Oradea. Un meci care mai contează doar pentru palmares. Nu mai vreau să vorbesc de orgoliu și demnitate, pentru că, la felul cum se desfășură meciul astăzi, cred că suntem departe de cuvintele astea. Etapa viitoare, UTA va juca în deplasare cu FC Bihor, joi de la ora 18. Va fi ultimul joc din campionat pentru arădeni, care încheie sezonul cu o etapă mai devreme, în timp ce bihorenii vor mai disputa unul la Timișoara.